Ok, bună dimineața tuturor. Este iarăși ziua de vineri și noi suntem, dacă nu greșesc, la 16-a discuții despre transformare digitală. După cum vedeți, aici cineva scrie, emisiunea noastră a 16 la număr, pe care noi o organizăm în fiecare săptămână, în fiecare zi de vineri. Uneori o înregistrăm, uneori în direct, pentru că invitații noștri sunt foarte ocupați. Și noi discutăm despre diverse elemente ale acestei noi strategii sau noi priorități naționale care se numește transformare digitală. Noi totdeauna spunem că noi suntem într-o perioadă digitală deja, noi toți avem telefoane, calculatoare, conexiuni, noi suntem a trei persoane aici, mai precis patru persoane, suntem interconectați și ne-am făcut asta în timp de un minut sau 30 de secunde. Noi toți avem smartphone, dar, din nefericire, în Republica Moldova, gradul de penetrare serviciilor digitale rămâne de dorit. Noi avem o strategie națională în dezvoltare de transformare digitală 2023-2030. Noi avem un viceprim-ministru responsabil pentru transformare digitală, care are funcția să coordoneze. Noi avem multe, multe instituții și noi astăzi vom discuta despre un subiect care, ca și majoritatea elementelor transformării digitale, vă poate afecta sau vă afectează pe fiecare dintre dumneavoastră. Astăzi noi vom discuta cu domnul Andrei Juc, președinte al Asociației Companiilor e-commerce, și Geo Lupașcu, cofondator al Asociației Companiilor e-commerce din Republica Moldova, antreprenor IT. Reamintesc că aceste discuții au loc la inițiativa și sunt organizate de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene, pe care eu reprezint în calitate de expert pentru politici de digitalizare, în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova și Prives.eu, realizat cu susținerea fundațiilor pentru o societate deschisă în cadrul unui proiect care se numește Think Tanks for EU Membership. Eu propun să începem discuția ca să discutăm, să vorbiți voi mai mult și eu mai puțin. Și prima întrebare tematică care vreau să o adresez, în primul rând, să ne spuneți de ce a fost nevoia de a crea această asociație e-commerce, pentru că este o asociație nouă, creată, dacă nu greșesc, foarte recent și, de fapt, acesta a fost acest trigger să vă invit pe dumneavoastră să discutăm despre comerțul electronic în Republica Moldova, despre plățile în numerar. Apropo, săptămâna trecută, noi exact această tematică am discutat-o cu AmCham și Visa, despre plățile fără numerar în Republica Moldova, așa cumva se primește foarte coerență, discutăm despre comerțul electronic. Pentru început, să vă prezentați dumneavoastră câteva cuvinte despre profilul dumneavoastră personal, dar și noua asociație e-commerce. De ce a fost nevoie înființarea unei asociații de profil? Care sunt scopurile care vi le propuneți și care sunt acțiunile pe care le faceți acum sau care vi le propuneți în perioada următoare? O să facem un fel de mix. Și propun să discutăm în format Twitter cât mai scurt posibil, să avem posibilitatea să atingem cât mai multe elemente. O să începem cu domnul președinte. Apropo, noi am discutat înainte de deschiderea live acestei transmisiuni că vom fi Victor, Andrei și Geo și vom începe cu Andrei. Andrei, te rog. Da, mersi frumos, Victor, bună dimineața. Mulțumim mult pentru invitație, pentru activitatea care o faci și încercarea de a avea impact asupra transformării digitale și să ne mișcăm înainte. Sau eu de fapt sunt foarte optimist unde se află Moldova acum și unde poate să fie și cred că putem fi cu mult înaintea altor țări sau altor piețe, dat fiind faptul că suntem mai mici, mai flexibili, mai agili, mai antreprenoriali în felul nostru de a fi ca societate, ca comunitate și ca oameni. Bun, da, te rog mult, la mine te adresez la tu, cred că și Geo mai puțin domnul și președinte. Absolut, absolut. Da, noi întâlnindu-te cu Geo la un alt eveniment, discutam la un eveniment offline, discutam cu uite, ar fi necesar o asociație e-commerce, pentru că toți cumva vor, sau peste tot se vorbește de câțiva ani, sau de mai mulți ani de zile, că se dorește dezvoltarea e-commerce-ului și se încearcă pe fiecare pe platforma sa sau fiecare pe utilizând pârghiile care le are, dar nu există o comunitate, nu există o
o voce comună a celor activi pe piață, care să-și spună punctul de vedere. Și de fiecare dată eu personal am participat în mai multe studii, mai multe, mă rog, dar era cumva o voce a societății sau a celor din piață care nu neapărat apărea în rapoarte. Părerea care mi-o spuneam eu nu neapărat era indicată acolo. Și în felul ăsta înțeleg că dacă fiecare se duce în felul său, e bine că se lucrează în direcția asta, dar s-ar putea să efortul depus să nu aibă impactul care se dorește. Și atunci, dacă ne uităm ce s-a întâmplat de la pandemia încoace, dezvoltând comerțul electronic, poate nu e neapărat ce unde vrem să ajungem. Sau s-au dezvoltat destul de multe companii, dar fiecare în felul său. Ceea ce, mă rog, nu e rău până la urmă, e un proces care durează, care trebuie să aibă loc și e normal asta să fie, dar și eu și Geo și Vasile Gălușcă de la Movie Express, care noi suntem fondatorii asociației, ne-am văzut ca ne-am văzut așa, să nu zic forțați, ne-am văzut nevoiți să venim să dezvoltăm acea comunitate sau să strângem mai multe companii active de pe piață pe o singură platformă unde să avem un cuvânt de spus. Și văd eu rolul principal al Asociației Companiilor e-commerce este de a crea anume acea comunitate a jucătorilor activi pe piață care știu problemele care le au, unde noi putem discuta între noi ce putem face mai bine sau care sunt necesitățile noastre și atunci când putem contribui sau să vociferăm anumite poziții, să putem să o spunem comun de pe o anumită platformă care este Asociația Companiilor e-commerce din Moldova. Rolul primordial a fost crearea comunității în jurul Asociației e-commerce. La moment suntem 12 membri și suntem în continuă creștere. Actele asociației le-am luat de câteva săptămâni urmă, de aceea noi suntem așa foarte necunoscuți, mici și încă urmează să avem un site, un branding și toate astea la care să lucrăm. Dar deja avem 12 membri, adică ca să ne mișcăm activ și în direcția ca să avem cât mai mulți membri, ca să fie echilibrat cumva impactul pe care putem să-l avem sau vocile care noi le ascultăm a membrilor noștri. Eu cred că o să fiți mai cunoscuți începând de ziua de astăzi. Contribuim și noi pentru că noi realmente credem că asociații de genul ăsta sunt super necesare și chiar noi discutam cu Gio atunci când am coordonat un studiu pe e-commerce și cashless economy și noi chiar sugeram să avem cât mai multe asociații de genul ăsta, hub-uri corespunzătoare, sandbox-uri, unde poți greși măcar un pic, pentru că fără a greși un pic, nu prea inovații se primește, știm noi, din domeniul IT. Ați spus 12 membri. Geo, o să te rog să ne zici în acești membri, în afară de ceea ce vrei să ne spui, sunt doar, nu știu, antreprenori IT sau sunt producători, sunt PSP, sunt bănci, sunt last mile delivery, sunt mai mulți actori din toate domeniile, pentru că e-commerce e o chestie complexă. Nu sunt doar specialiști sau cei care se ocupă dintr-un singur domeniu. Geo? Bună dimineața, colegi și la audiență. Sunt Geo Lupașcu, din domeniul IT pe piața moldovenească, cunoscut destul de bine. Implementez, dezvolt, concep multe proiecte pe componenta de IT, dar și gestionez mai multe afaceri în domenii non-IT. La moment în asociație sunt mai degrabă acele conexiuni și relații care noi le aveam cu antreprenorii din piață, care și-au exprimat dorința de a contribui. În viziunea noastră, totuși, asociația trebuie să aibă o mulțime de jucători din domenii complet diferite. În colegii noștri trebuie să fie numai decât băncile, care au rol de procesator și au interese să mărim numărul de tranzacții fără monedă fizică. Colegii noștri ar putea să fie companiile de avocatură, care știu să gestioneze partea legală și puțin din ei cunosc aspectele un pic în direcția serviciilor și produselor moderne. Companiile de logistică. Între membrii fondatori ai asociației este și Movie Express, care este pe piața de livrări din Moldova
E o perioadă destul de lungă și sperăm să atragem și alte companii care lucrează cross-border, adică lucrează peste hotarele Moldovei. Poate nu aveam interesul direct acum să atragem jucătorii mari de piață, cum ar fi Poșta Moldovei, că presiunea se face atunci când sunt mulți, mulți jucători și noi nu vrem să fie o dominanță cu jucători foarte mari. Noi vrem să fie vocea multor și vocea diferită. Noi vrem să fie diversitate. Chiar avem situații că unii dintre membri, deja la moment, sunt mici antreprenori care gestionează afaceri de o persoană, dar care au business bine mersi, internațional, cu livrări de mulți ani de zile, la nivel de exporturi oficiale, care funcționează. Adică jucătorii o să fie foarte diferiți și noi o să atragem nu neapărat cei care sunt doar profesioniști, dar inclusiv cei care vor să-și pornească afacerile în mediul online, în e-commerce. O să le ghidăm, o să-i ajutăm și o să mărim comunitatea, o să ne promovăm interesele. Cam asta este la general da. În moment. Da, mersi. Da, Geo, Andrei, te rog. Da, adăugător la ceea ce a spus eu, Geo, foarte bine punctat, adică inclusiv cei care activează pe piață și cei care planifică să intre în domeniul de e-commerce sau poate, nu știu, vând pe Instagram și ar vrea să-și legalizeze într-un fel sau altul activitatea pe care o au și cei care sunt în offline dar vor să vină în online și nu știu cum, adică îi îmbrățișăm pe toți și welcome, adică toți jucătorii din ecosistem sau toți stakeholderii, cei care de fapt se află la masa dezvoltării ecosistemului din țară, îi vedem foarte 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 de ajutor ca membri în asociație unde pot contribui și ne putem ajuta unii pe alții, fie cu know-how, fie cu, nu știu, de exemplu, Movie Express ne va oferi tarife preferențiale pentru membrii asociației. Exact așa ne dorim un partener bancar, fie că e cea mai mare bancă din țară, fie că e a doua cea mai mare din țară, fie că e un partener fintech, dar care va oferi beneficii financiare sau un preț preferențial pentru membrii asociației. Și în felul ăsta noi vom stimula inclusiv tactil, da, sau se va simți un avantaj direct de a fi membru asociației. Și eu fiind din business de fapt de foarte mulți ani, cam creând un ONG tot cu gândirea de business sunt, adică cum pot să ajut membrii ca ei să aibă un beneficiu real sau un return pentru investiția pe care o fac ei însă și în asociație și să fie motivați să fie membri asociației, să fie motivați să fie membri active ai asociației, nu doar, nu știu, să scrie o cerere odată și mai mult să nu se implice. Da, asta e ceea ce ne dorim. Adică da. În lista mea de potențiale companii sunt companii mari, cum ar fi cei, hai să nu zic monopoliști, dar cei mari de pe piață și companii foarte, foarte mici care abia s-au pornit la drum. Și aici avem istorie de succes foarte în ultimii 2 ani care s-au dezvoltat bine, cum este, nu știu, Casa Curată, de exemplu, sau Farmacia Familiei, sau adică putem să dăm nume mari și putem să dăm nume de la companii mici, de exemplu, Geo livrează struguri, el e un antreprenor mic care face asta de ani de zile, eu sunt clientul lui fidel și are o comunitate care îl susține foarte activ și Geo are ce spune, adică eu sunt clientul lui fiindcă își face treaba foarte bine și de fapt online, fiindcă el discută prin medii de comunicare online, face livrările personal pentru a înțelege, e clientul mulțumit, nu e clientul mulțumit, ce poate îmbunătăți și tot așa, și e o istorie de succes care, cred eu, poate fi împărtășită și know-how pe care îl are el, poate să o vândă gratuit sau nu gratuit, dar membrilor asociației poate să-și dea, poate să-i dea o valoare. Mersi, Andrei. Da, noi cunoaștem pe Geo foarte bine. Eu să încerc să concluzionez așa într-un fel această primă, nu știu, intervenția voastră.
Deci, în primul rând, voi vreți o voce comună care să discute, asociația mă refer, da? Care să discute în numele tuturor actorilor. Voi nu excludeți a priori niciun sector, fie el, a spus, și legal, o să vorbim un pic despre legal, fie el logistică, logistică, bench, probabil și la private sau service providers, payment providers, să vă referi și la cei mai mici, exact, obligatoriu bench. Exact. Da? Deci asta e voce comună. Doi, un fel de platformă unde oricare actor, fie el mare, mic, și a spus foarte super important, probabil, și cei care eventual se gândesc să vină în asociații sau să-și deschidă o afacere sau, nu știu, un element comun la e-commerce, pot fi membri ai voștri. Deci un fel de platformă, un fel de club, dacă doriți, dar în care să vă apărați interesele. Trei, ca să utilizați beneficiile reciproce, da? Și cumva să beneficiați cumva de servicii sau de, nu știu, prețuri mai mici sau tarife mai mici. Este absolut ok acest lucru. Și al patrulea, din câte înțeleg eu, acest schimb de experiență, ce ai spus de Geo, cineva poate învăța de la altcineva și așa mai departe. Dar haideți un pic să sărim în topic direct, da? Să facem o mini radiografie de un minut, două, a situației actuale a comerțului electronic, e-commerce în Republica Moldova. Unde suntem? Nu știu cum, de la ce să începem și unde să finalizăm, dar haideți să admitem așa, că admitem avem o scară de 10 puncte, dar unde ar putea fi Republica Moldova dacă toate aceste elemente ar fi luate în considerare și toți actorii într-un fel ar lucra împreună. Deci, unde suntem noi pe o scară la 1 la 10, haideți să comparăm, nu știu, cu media europeană, spre exemplu, pe e-commerce și care sunt acele elemente sau acele provocări care nu permit, pentru că intuiesc eu că nu o spuneți acum că suntem 10, da, undeva pe scara această valorică. Și dacă nu suntem 10, nu, Doamne ferește, nu spuneți 10, că nu vă cred, da, de ce noi nu suntem la 10 și care sunt acele provocări sau probleme sau elemente care ne fac ca Republica Moldova să aibă încă multe probleme pe această dimensiune. Haideți să începem viceversa, cu Geo acum. Da. Geo. Foarte rapid, 1-2 minute, să avem posibilitatea să schimbăm mai multe opinii. Eu fac business pe online, cred că de 10 ani, Moldova. Și cred că îmi reușește, pentru că de la an la an am crescut. Afacerea mea, pămușoară-dulcișoară, se bazează doar pe online. Nu am prezență offline. Și ce pot să spun eu? Noi avem o mulțime de experiență, dar mi-a ajuns cel mai mare care îl văd eu pe piața moldovenească, este cel al oului și a găinii. Explicați. Antreprenorii presupun că pe online nu se face business și nu se face business suficient și nu sunt cumpărători și nu investesc în produse bune. În același timp, clienții parcă nu au oportunitatea unde să cumpere online, să cumpere produsele, să facă livrări, să comandă serviciile la distanță. Ceea ce este cert și se confirmă că practic fiecare, cred eu, a doua femeie casnică din Chișinău cumpără hăinuțele pentru bebeluși de pe ASOS, de pe site-urile internaționale, cumpără mobila, familia o cumpără de pe IKEA. Deja în pandemie știm să comandăm din aplicații, adică piața este dorită de produse. În același timp, antreprenorii, de câțiva ani de zile, depun efort și experimentează cu online-ul, dar îl tratează ca niște experimente, mai degrabă decât unități de business. Și să ne închipuim comparativ. Cât ar fi să deschizi o filială în Chișinău a unei afaceri? Eu cred că e vorba de vreo 25-30 de mii de euro, pe undeva vreo 50 de mii de euro, depinde cât e de mare business-ul ăsta. O filială fizică. Cu părere de rău, feeling-ul la antreprenorii din Chișinău, referitor la lansarea online, este mai degrabă experiment de 2-3 mii de euro. Și foarte tare a fost stricată impresia și piața și opiniile antreprenorilor, suporturile care au venit de la stat, cred că în ultimii vreo 3 ani de zile, și diferiți finanțatori. Ele nu că au fost rele, dar finanțând niște activități foarte superficiale, au fost create o mulțime de produse necalitative. Am făcut o radiografie a produselor digitale create în ultimii 2 ani de zile în vara asta. 99%
din inițiativele finanțate nu mai funcționau sau erau necalitative sau erau componente care nu permiteau să lucreze. Dacă să generalizăm la întrebarea ta directă, la ce etapă noi suntem, eu zic că noi suntem la etapa de descoperirea aurului. Noi suntem la o etapă foarte inițială în care este atât de mult de făcut și cei care o să depună efort la etapa asta în decurs de 5 ani de zile, în decurs de 10 ani de zile, o să aibă atât de multe oportunități de creștere, pentru că e o piață unde urmează să fie dezvoltare enormă. În America poate creșterea nu e atât de mare, dar pur și simplu scara e diferită. Și noi avem de crescut în câteva direcții. E-commerce-ul local, de servirea clienților din Moldova, eu experimentez cu asta de 10 ani de zile, e-commerce-ul regional cross-border, în Ucraina este dezvoltat enorm, evident că acum, fiind în perioada din 2022, din război, el gata, e pus... Cross-border, te referi? Da. În Ucraina, ok. În Ucraina este dezvoltat bine și s-a lansat și la noi pe piață. E o să-și revină. În România, e-commerce-ul este în creștere de la an la an, enorm. Și avem și noi loc ca producători și avem și logistică, deja este la îndemână, ca să facem comerț cu vecinii noștri. Cu o capacitate financiară mai bună. Și evident global. Global, dar pentru fiecare nivel este nevoie de diferite competențe, este nevoie de diferite finanțări, diferite nivel de finanțări și diferite date. Noi urmează împreună cu colegii să cunoaștem și să aplicăm în practică cunoștințele noastre și experiența. Geo, dă o notă de la 0 la 10. Unde suntem noi? Eu cred că la vreun 4. Asta înseamnă, asta e pentru mine tare bine. Că asta e foarte bine. Creștere. Creșterea e enormă și văd asta se întâmplă de la an la an. Chiar recentă anunțare de suport de la stat a finanțărilor de la 250 la 500 de mii pentru digitalizare, deja poți face proiecte sensibile. Sau 780 de mii la Cahul pentru antreprenori pentru digitalizare. Care sunt două regiuni fericite în Moldova în care așa de multe proiecte interesante sunt, asta e Ungheniu și Caholul, unde antreprenorii pot veni cu experimente interesante. Eu vreau să spun că în cazul Caholului, dar și Ungheniu, dar în cazul Caholului cu siguranță, nu este doar moment de fericire și de noroc. Acolo se atrage atenția la acest aspect digitalizare, noi putem să discutăm mult subiectul ăsta, dar întâi să vedem pe provocări și unde suntem, ce ne spune Andrei. Eu mai puțin cunosc de ce se întâmplă la Cahul, Ungheni sau finanțatori, stat, granturi, nu e o zonă care urmăresc sau mă interesează. Geo are mai multă experiență acolo sau cumva el e mult, mult mai activ în mediul dat și asta e foarte bine fiindcă are acest knowledge care îl aduce pe masă. Eu de fapt sunt mai optimist, aș vedea de la 1 la 10 un 6 și o să vă spun cum văd eu 10-le actual. Atunci când vizitez China și acei oameni care azi fac cumpărături online, ei s-au născut cu device-ul în mână. Ei au trecut peste perioada asta de calculator, de web shopping și așa mai departe. Și au metode foarte bune de live streaming, shopping, de, și inclusiv procese logistice lucrează. Adică au JD.com, are depozite regionale de unde poate în timp foarte scurt să livreze la sate mici sau în regiuni. Exact asta au anunțat EMAG în România, că vrea să aibă nu doar depozitul de la Ilfov de lângă București, dar vrea să aibă depozite mici, mai mici, împrăștiate România ca să fie aproape de client. Și până la urmă ce înțelegem noi? Deci e-commerce-ul am spus-o cred că în toate interviurile care le-am avut vreodată partea de e-commerce, se bazează pe trei piloni. Deci ceea ce a menționat Jack Ma, fondatorul Alibaba sau AliExpress, mai cunoscut la noi, și Jeff Bezos, fondatorul Amazon, au scris cărți despre asta. Deci încă 20 de ani în urmă există trei piloni. Unul este asortiment cât mai larg. Deci clientul vine acolo unde există sortiment larg. El poate să-și găsească produsul de care el are nevoie. Doi este preț. Deci, iarăși, nu e ceva ce o zic eu, a zis-o Jeff Bezos, Amazon e numărul 1 în lume pe e-commerce. Clientul vine pentru un preț mai bun.
Deja e o altă paranteză, că nu putem să o deschidem larg și așa mai departe, dar o platformă mare își permite, din cauza învergurii pe care o are, să ofere clientului careva beneficii. Trei, este viteza de livrare. Deci clientul are nevoie în engleză de convenience, ar include mai mult în Moldova. Convenience asta ar însemna că tu poți sau poți ridica produsul foarte aproape de casa ta, sau este livrat rapid. Și noi aici avem, eu sunt foarte optimist, noi ca țară avem, nu suntem pe teritoriu foarte larg, suntem concentrați pe teritoriu scurt. Cea mai mare, din experiența mea proprie, dau cifre acum, deci 70% din piața e-commerce e Chișinău, 30% în regiuni. În Chișinău poți să livrezi într-o oră, hai să zicem, în cele mai mari ambuteiaje, și în regiuni poți să livrezi în aceeași zi sau în câteva ore, iarăși. Adică de la Chișinău la Cahul ajungi în 2 ore. Și atunci când tu construiești proces și ai costuri operaționale eficiente, atunci poți foarte repede să ajungi acolo. Și în felul ăsta noi avem putem să avem acești trei piloni, de fapt, pe care se bazează e-commerce-ul din Moldova. Revenind iarăși la ceea ce am spus, că cum văd eu piața de 10, da, sau ce ar însemna nota 10. Atunci când tu comanzi de pe telefonul mobil, ai făcut click, nimeni nu te contactează să-ți spună este în stoc, nu e în stoc, da, nu este cu altă culoare, da, poate mai doriți ceva adăugător și așa mai departe. Deci tu ai plasat comanda într-un click, ai adăugat datele cardului o singură dată. Apropo, la adăugarea cardului o singură dată, niciun jucător de piață nu are acest instrument, deci niciun Tokenizarea în bancă nu idee, da? furnizează așa serviciu bancar, nu are niciun sistem de payment. Iar și o să se rezolve, durează ca timp, știu că sunt inițiative, se dorește foarte mult, dar ăsta iarăși e un punct. Și atunci când produsul vine așa cum tu l-ai comandat, ușor, rapid, în termenii care s-au spus, și în termenii care s-au spus, mă refer iarăși la China, ieri alți comanzi azi, primești azi produsul, sau mâine, sau în 2 zile. Deci, în termeni foarte restrânși. Nu vine în Chișinău, comanzi vineri și el vine în marți. Adică ăsta nu este e-commerce-ul care o să dezvolte Republica Moldova mai departe. Dar eu totuși sunt destul de optimist că noi avem populație cât de cât digitalizată. Noi, practic, toți au acces la internet ușor. Din ce în ce mai mulți au acces la carduri bancare sau nu doar unul, dar mai multe. Din ce în ce mai mulți sunt nevoiți să-și facă programări online și asta, mă rog, de la pandemie încoace am fost binevol forțați de situația globală în care ne aflam, ca noi să ne digitalizăm, și asta s-a întâmplat nu numai noi, adică Uniunea Europeană, de fapt, a început să măsoare nivelul de digitalizare și așa mai departe. Apropo, dacă să vorbim de vecinii noștri sau regional, este raportul DESI pe digitalizare României, e la coada Uniunii Europene și noi suntem, adică noi mai avem până la România, dar eu cred că noi putem foarte, foarte rapid sau cu o viteză mult mai mare să întrecem la nivelul de digitalizare și de Da, competență digitală. Andrei, totodată trebuie să recunoaștem că DESI nu are indicatori de performanță în Republica Moldova, nu face Nu măsurări are. corespunzătoare. Deci are Nu are. diferite elemente, dar nu are Republica Moldova, ca să Exact. spunem exact acest lucru. Da, doar prin comparație. Prin comparație față de Da. România și prin comparație ca să estimăm piața din Republica Moldova, piața din România pe anul 2021, pe anul curent nu sunt cifre, dar pe 2021 a fost estimată sau măsurată la 6,2 miliarde de euro. Deci, prin comparație, dacă să luăm după numărul de populație, după puterea de cumpărare, să împărțim asta la 20, piața e-com din Moldova la 2021, da, sau deja, hai zicem, în situația actuală, fiindcă cifrele sau PIB-ul nu prea crește așa cum creștea înainte în toate țările, ar fi de aproximativ 300 de milioane de euro sau peste 300 de milioane de euro piața online din Republica Moldova. Și eu sunt foarte optimist în cifrele date, cred, nu doar eu. Pare mult. Eu cred că sunt unul din cei mai optimiști din țară pe partea asta de e-commerce și din cauza dată și văd perspectivă, din cauza dată am creat asociația, fiindcă cred mult în dezvoltarea comerțului electronic, cred mult în rapoartele europene care ne spun că, uite, și nu doar europene, că minim 30% din retail în 5 ani o să fie în online
Și atunci, dacă se ia iarăși piața offline de la noi și ia o cotă de 30% de asumuți în online, înțelegi că cifrele sunt foarte reale. Da, Andrei, Apoi noi mersi. avem, Da, te rog, finalizează, că da, apoi noi avem rapid. o economie gri într-o oarecare măsură, care este prin site-urile de anunțuri sau, mă rog, chat-uri, comunități, rețele sociale și așa mai departe. Ce înseamnă piața gri? Piața gri înseamnă cineva care a comandat unul sau două produse și ulterior le revinde. Deci nu există o platformă unică unde există contactul între client și vânzător, această tranzacție fiind la nivel de conform legislației, da, în SRL și persoana fizică în care clientul să fie protejat, să aibă, mă rog, să poată să facă retură înapoi, să poată să adreseze la protecția consumatorului și așa mai departe. Și această piață gri, eu cred că poate să o rezolve nu prin restricții, nu prin careva pârghii acolo de monitorizare, inspectorat fiscal, poliție economică și așa mai departe, cred că invers, prin liberalizare și prin oferirea oportunităților, ca tot asta să se miște online, transparent și acești mici antreprenori, fiindcă ei sunt foarte antreprenoriali, ei sunt, să zic eu așa, nu știu dacă o să folosesc corect, inteligența societății, știi, sau da. Ăștia sunt acei tineri antreprenori care ulterior dezvoltă echipe, companii mari și ei găsesc acea soluție ca să aducă un produs cu prețul A, să vândă cu prețul A plus X, fac profit din asta. Și atunci, dacă nu au o platformă unde asta să o fac, o fac în dependență de instrumentele disponibile la noi pe piață. Și așa s-a dezvoltat și în China, adică China nu avea platformă din prima zi. Au început cu Alibaba, apoi a apărut Taobao, apoi a apărut proiecte de streaming și tot așa. Și se livrează produsele de la biciclete, motociclete și deja asta o vedem și în Chișinău cu Glovo, de exemplu, cum băieții au în geanta cea galbenă, deja nu doar mâncare, dar și alt tip de produse și livrează pe biciclete sau pe trotinete sau pe... Eu adică sunt foarte optimist. Dacă să luăm la numărul de instrumente, noi avem un șase foarte puternic și pe partea logistică și pe partea de jucători deja pe piață activi și experiență și pe faptul că consumatorii deja sunt gata să plaseze comenzi online și la noi online nu există comenzi fac. Andrei, Geo, câteva concluzii, așa simple, da? Deci, o platformă OK sau o piață online lucrează bine dacă are asortiment. Avem, noi nu avem asortiment asta. Dar pentru mine personal, dacă vreau să folosesc o platformă online, vreau să tot într-o platformă să fac 10 operațiuni, da? Adică să-mi selectez, să-mi vii coșul acasă. Prețul. Puteți comentați un pic mai târziu ce cu prețurile în Republica Moldova par mari, mici în comparație cu alte. Soția mea cumpără foarte mult online și ea are acces la niște site-uri la care eu niciodată nu mi-am dat seama să cumpăr ceva online. Și viteza de livrare, unde noi, într-adevăr, avem un potențial enorm, da? 33 între 7.000 km pătrați. Chișinău, ca hub principal, se află practic în centrul Republicii Moldova, hub-uri regionale. Noi discutam cu Geo despre dezvoltarea unei platforme pentru produse agricole. Ne oprim imediat aici. Încă voi ați spus că 70-30 proporția vânzării în Chișinău și eu aici văd o problemă, dacă sincer. Pentru că da, pe de o parte, noi chiar intervievam producătorii cât sunteți gata să circulați cu automobilul vostru, la cei coș de 700-800 de lei, cam aici undeva, și noi putem să mergem, nu știu, în Chișinău și încă 15 km după. Mai departe, și aici se întâmplă niște probleme și noi aici avem o nouă, nici nu știu cum să zic, diviziune, dar divide, e-commerce divide Republica Moldova și v-ați spus că piața se estimează la 300 de milioane de euro în acest moment sau cel puțin are acest potențial. Haideți câteva întrebări tematice, dar încă o dată mai pe scurt dacă este posibil. Unu, foarte simplu. Unii suntem cu mecanismele hard, last mile delivery, da? Cum se transportă aceste bunuri? Cum se păstrează? De exemplu, noi vorbeam cu Poșta Moldovei, au încercat de câteva ori să ducă niște fructe și au avut probleme cu chestia asta. Dacă știți că carnea se duce într-un frigider separat, peștele în altul, nu știu, pomucioara dulcișoară stric pe drum. Deci unde suntem noi pe tot ce înseamnă hard drive și tot felul de, nu știu, automobile, loturi unde ele se păstrează, frigiderii separate și așa mai departe, hub-uri de astea regionale. Și o întrebare super simplă, dar vă rog să-mi răspundeți voi cei care sunteți pe... De ce nu avem Facebook Marketplace în Republica Moldova?
Și când vine Amazon la noi, spre exemplu, și întrebăm așa direct niște chestii simple, pentru că mai mulți mi-au spus că dacă vine Amazon mâine în Republica Moldova, dar el nu vine din X elemente și care vă rog să le spuneți voi, aceste două elemente, un pic despre hard și un pic despre venirea marilor sau giganților sau Alibaba în Republica Moldova. De ce nu vin și unde suntem pe hard în acest moment? Haideți să începem viceversa cu Andrei. Andrei? Dacă stăm Amazon, de ce nu vine în contextul actual? Amazon nu duce cel mai bine în America și procesul cu prioritățile de extindere sunt un hold. Asta e feeling-ul meu, deci doar anul ăsta au pierdut un trilion din valoarea companiei. Și Amazon direct niciodată nu o să vină în Moldova, o să vină în regiune. Dacă vine în regiune, o să cumpere un jucător mare sau printr-un jucător mare. Asta ar fi un succes al nostru dacă, nu știu, mai intră EMAG pe vreo patru piețe și cumpără EMAG sau vine, nu știu, Allegro sau altcineva care e super mare în regiune și atunci Amazon cumpără Allegro. Dar dacă se cumpără Moldova... Deci, Andrei, Amazon, dacă vine în Republica Moldova, vine pentru un actor regional puternic. Regional mare, da. Am și iarăși, înțeles. Adică ne uităm, este Souq.com, care a fost cumpărat în 2016, în jur de 2016 de Amazon. Deci ăsta era campion e-commerce în Middle East, da, în țările arabe. Și ăsta era un jucător care activa, de fapt, șapte piețe închise. Egipt, Iordan, Arabia Saudită și așa mai departe. Deci șapte piețe închise. Când mă refer la piață închisă, asta e cum e Moldova are între Moldova și Ucraina există vamă, da? Există proceduri vamale, există restricții, nu există zona Schengen, nu poți să te miști liber cu mărfurile. Sau între Moldova și România. Și cumva, Moldova e piață închisă, Ucraina e piață închisă, Belarus e piață închisă. Adică ar putea să vină fi mai multe piață închisă dacă ele de fapt au un anumit impact. La moment noi avem situații conflictuale în regiune și cu siguranță investitorii sunt foarte, foarte reticenți unde să-și investească bani. Andrei, crezi că războiul din Ucraina, acum agresiunea Rusiei, stopează venirea giganților pe e-commerce în regiune? Nu ține doar de e-commerce în regiune sau... ascultam recent interviul lui Snap Siegel, este fondatorul și... CEO-ul companiei Snapchat, care, mă rog, e principalul concurent al lui Facebook sau TikTok. Și el, când a fost întrebat de ce compania o duce prost, el a făcut trimiteri la război din Ucraina. Și, mă rog, el se află în Los Angeles, compania a crescut, ca să înțelegeți, față de anul trecut, avea 300 de milioane, acum are 350 de milioane de useri activi, unici. Compania crește foarte bine, dar valoarea companiei a scăzut cu 75% doar anul acesta. Și el învinuiește, în primul rând, de ce învinuiește războiul în Ucraina? Fiindcă multe companii, așa motivează el cel puțin, multe companii și-au tăiat din bugetele din online, și asta sunt inclusiv jucătorii din e-commerce sau sunt servicii online, fiindcă în online advertising poți să-l oprești foarte ușor, dai. Te-ai conectat și ai micșorat bugetul. E mai greu pe TV sau pe linear sau unde ai contracte de lungă durată sau offline sau mă rog. Și cumva ăsta e un impact care nu e o situație care se întâmplă la noi regional sau nu vine la noi cineva, dar orice criză e oportunitate, da? Okay. Spunea și Vasile Tofan de foarte multe ori. Orice criză e oportunitate. Adică și asta nu cred neapărat o poziție a mea, dar fiecare companie are oameni deștepți, analiști, care ar putea să profite de asta. Deci venind în regiune ar putea să cumpere mai ieftin, ar putea, nu știu, crește mai repede, fiindcă ceilalți nu investesc la moment în dezvoltare sau, mă rog, sunt un anumit hold sau băncile nu mai oferă bani la rate bune așa cum ofereau înainte, dar corporațiile mari au capital. Adică nu neapărat ar fi. Și eu personal cred că Ucraina o să se dezvolte, Moldova o să se dezvolte, poate mai bine decât Ucraina, sau să aibă o creștere mult mai mare.
cu e-commerce, fără e-commerce, cu siguranță cu e-commerce, pentru că noi nu putem să fugim nicăieri, dar nu putem să avem vânzări online și în stânga și în dreapta, iar noi să cumpărăm doar de magazine fizice. Și până la urmă, e-commerce-ul ăsta nu e un moft al meu sau lui Geo, e un comportament a consumatorului și o calitate a vieții, da? Atunci când tu ești absolut super ocupat și Geo în oficiu și eu sunt acum în oficiu și noi dacă avem de făcut careva achiziții, da, și vrem când ajungem acasă ele să ne aștepte acolo sau mâine să fie livrat deja la oficiu pentru că nu avem când să mergem să căutăm și mai departe, putem asta să o facem fără ca să fim contactați pentru că noi suntem în call-uri toată ziua sau... Uite, Andrei, întrebarea a doua... Deci, cumva, dacă am apăsat, am confirmat comanda, se execute. Da, te rog. Andrei, mersi. Întrebarea a doua și imediat trecem la Geo era exact de chestia asta. Da? Ești în oficiu, vrei să vii acasă. Eu pot să dau exemplul meu din am venit eu, nu știu, o oră în urmă, unde eu, nu știu, eu pot lua, eu locuiesc în Estonia și eu pot să-mi instalez chiar la ușa scării un robot de ăsta, un parcel de ăsta personalizat, eu pot să-i pun în el frigider dacă vreau să vină, sau pot să-i pun să încălzească și finalizând cu faptul că pot să merg să-mi iau, nu știu, haine din buticul în care intru doar eu singur și mi-aleg fel de fel de lucruri, pot să-mi iau gaz, pot să-mi iau tot ce dorești. Deci aceste elemente, last mile delivery, aceste elemente infrastructurale, noi suntem gata sau multe elemente trebuie să fie dezvoltate. De exemplu, pot eu acum, fără ca Geo să urce în mașină sau să rog eu un prieten de la el din sat, să fac comandă de o ladă de struguri de la Geo sau de două sticle de compost, le trimit la Mărdăcești sau nu pot? Dacă elementele tehnologice. Dar foarte rapid și Geo vrea să expună. Și Geo gândește la Facebook, deci nu avem noi în marketplace. Andrei. Trebuie să răspund. El este direct implicat în asta. Eu ok. Mai puțin. Eu, din punct de vedere infrastructural, tot ce înseamnă hard, da? Hub-uri, mașini, frigidiere, nu știu, motociclete, biciclete, drumuri și așa mai departe. Noi suntem gata, nu suntem gata, unde suntem azi? Dacă asta este un impediment major pentru e-commerce în Moldova, Andrei, ca să finalizăm acest element. Pe partea de produse alimentare, știu că în România, în 2016, noi investim în mașini dotate cu frigidere. Noi o să livrăm lapte, carne și așa mai departe. Și abia anul ăsta au dezvoltat un alt proiect, se numește Freshful, prin care au creat depozit aparte, flota aparte de mașini și tot așa. Deci a durat ani de zile, aproape 6 ani de zile, ca să lanseze un produs care lucrează. Nu-i simplu. În a livra produs alimentare nu-i simplu. În același timp există... Deci cu mine e greu pe scurt. Nu, eu înțeleg, dar în timpul limitat și Geo tot vrea să vorbească. Da, eu fug de la un subiect la altul. Există în ultimii 2 ani așa o tehnologie, tu ne-ai rugat să o explicăm când vorbim, Q-commerce. Ce înseamnă commerce? Commerce e cumva e-commerce, da, mai avansat. Quick commerce, adică comerț rapid. Și în India sunt deja 10 de startup-uri care ridică 10 sau sute de milioane de dolari și ei promit să livreze clienților în 15 minute. Deci în 10-15 minute. Asta închipuiți că ești acasă, faci borș, ai nevoie de pătrunjel, ai deschis aplicația, apăsat și în 15 minute el vine la ușă. Adică ei și-au construit procesul în așa fel, au băieți care stau în piață, care sunt, că India așa e construit, au foarte mulți sau zeci de mii de comerciați mici. Și ca să poată să ia produsele foarte repede de la ei, să le livreze ție. Noi asta încă nu avem, sau eu nu am experimentat pe partea dată. Dar livrare de mâncare noi avem la noi cu de la Metro prin Zakaz Metro sau Zakaz MD, o companie regională, tot a venit din Ucraina, ulterior a fost achiziționată, dar activează la noi pe piață. George Standard? Nu, da, adică nu-i cunosc pe toți, aș vrea să-i cunosc, aș vrea toți să fie membri, dacă să-i ascult, mă rog, să putem să facem public. Poate nu comunic atât de bine, fiindcă nu știu, sau eu ca potențial client și poate pe partea asta tot este mai mult de lucru. Dar cu siguranță Geo e omul care trebuie să ne spună, el e cel care știe. Trecem la Geo atunci. Geo, de ce nu avem Facebook Marketplace? Eu folosesc Facebook Marketplace aici, în Estonia, lucrează super fain.
Da, dincolo eu de celelalte platforme și ieri spuneți, vă sau rog, la altă de... ieri am auzit cineva spunea că a apărut funcționalitate de marketplace, așa că cred că Unii în Moldova? da, Moldova, cred că vreo 2 seri mai recent în urmă. Așa că încet, încet ei acaparează teritorii unde s-au stabilit, acaparează teritorii. Și cum a venit PayPal-ul oficial, regional, o să vină și alți jucători. Tu Ok, mai Geo. Geo, eu vreau să fac comandă de două lăzi de super acum la temă, da? O ladă da. să meargă la Măgdece și altul la nepotul meu la Sibiu. Două situații absolut reale. Lucrează, nu lucrează, ce nu lucrează și trebuie de făcut din punct de vedere dincolo de faptul că ești producător, tu produci și ai capacitatea să faci acest lucru. Te rog, două scenarii foarte pe scurt. Cumva așteptările la mai multă lume este să fie soluții care ne le oferă cineva. Cineva să le construiască. Este Amazon, vină și ți iei de acasă. Eu sunt din poziția de producător care încearcă să închidă de cât mai mult ciclu de servire completă a clientului când fac business-urile mele, să am valoare adăugată maximă și interacțiune maximă cu toți clienții mei. De la mesajul de promovare, de la telefonare, eu livrez a 7-lea ani la clientul meu și nu întreb unde trăiește. Eu știu unde el trăiește de mulți ani de zile. Eu sunt de părere că antreprenorii noștri trebuie să își exploreze în primul rând potențialul care îl au ei și o parte dintre ei fac asta. Deci avem Ultra AMD care are flotă de livrări, avem Comenzi AMD, sunt mulți alții care deja își creează flota de livrare proprie și prin asta cresc afacerea și experimentează cu ceea ce înseamnă livrarea la clientul final. Da, o fac câteodată stângaci, da, te telefonează cu curierul de 3-4 ori când ești într-o conferință și nu poți să răspunzi, dar ei trec prin partea de logistică, optimizare, înțelegere. Dar în același timp, pe piață de câțiva ani de zile au apărut mulți jucători care oferă servicii. Dacă la noi pe piață au ajuns să se lanseze companii de livrare și logistică care nu sunt din Moldova, din România, din Ucraina, ieri seara am aflat că Poșta României și-a deschis filială, prima filială în Republica Moldova, cu scopul să facă livrări transnaționale. Deci Șef Poștei Române, din câte înțeleg, a fost la Chișinău zile trecute, sau administrația cel puțin, în componență delegației ministrului Burduja. Da? A fost luni, nu știu dacă de nu unde greșesc. Se trage inițiativa, dar interes este și jucători pe piață sunt, însă vina și succesul eu o văd în antreprenori. Ei trebuie să exploreze. Da, noi suntem în urmă cu 10-20 de ani de zile cu piețele dezvoltate, dar și piețele dezvoltate acolo cineva au făcut soluțiile astea. Noi totuși trebuie să înțelegem că zona noastră este cu un potențial economic mult mai modest și dezvoltarea durează un an de zile. Dar oportunități sunt. Deci parteneri sunt, e nevoie de explorat, este nevoie de făcut contracte, este nevoie de testat. Că cred eu că și Bezos în anii 90 livra cărțile la pachet singur și fondatorul la ASOS ducea cu 3 perechi de papuci ca să vadă clientul ce oferă. De asta și fac eu logistica și livrez pămâșoară, dulceoară la client personal să văd unde este loc din îmbunătățire și după asta să fac scalarea. Însă oportunități pentru clienți sunt. Geoda în afara țării și aici intenționat spun câteva elemente. Dacă acolo intervine ce? Export. Și nu Da. dă doamne dacă e retur, este import înapoi cu toate taxele corespunzătoare, dublă impunere, tot felul de chestii de genul ăsta. Da? Deci sunt multe elemente care greunează într-un fel procesul. În afara țării. La Sibiu, la nepotul meu, la Dan, eu pot expedia o ladă de pomușoară dulcișoară acum sau nu? Și de ce nu? Se vrea, sunt inițiative ca să facem vânzări peste hotare. Jucătorul principal mulți ani de zile e Poșta Moldovei, care oferă tarife bune, dar experiența pentru utilizatori nu este cea mai bună, pentru că clientul din România trebuie să facă vămuire, trebuie să facă proceduri, durează și mai mult, noi trebuie să facem aici exporturi. În același timp, instituțiile de stat cumva spun că sunt deschise și își optimizează documentația.
ca să fac procesul este mai simplu. Au fost, de exemplu, declarația lunară, care o faci odată pentru toate exporturile care le ai pe o lună și nu la fiecare export. Eu au fost introdus de vreo 2 ani de zile și cred eu că mai activ de un an de zile se utilizează, dar totuși cu potențial mult mai înalt. În același timp sunt bariere mari, de exemplu, dacă lucrezi cu Poșta Moldovei în Chișinău și ești un antreprenor, trăiești undeva în Buiucani, trebuie să mergi la gară, să aștepți o oră în rând ca să proceseze fizic coletul, pentru că la gară este vameșul care știe să facă declarația asta de export oficial. Trebuie să te înregistrezi la vamă ca să fii exportator. Adică sunt niște lucruri care trebuie să făcute, dar nu sunt blocaje. După mine, blocaje care stopează cu totul. Desigur, business-ul ăsta este foarte marginal. Când ai pierderi în costul de livrare de vreo 5%, când și în domeniul, de exemplu, fashion, în industria fashion, rata de retur în piețele clasice poate să ajungă la 60%. Vă închipuiți asta? 60% din produse se întoarcă înapoi la producător. Eu văd asta, soția mea face foarte des. Nu înțeleg cum asta lucrează în destul de greu. Da, unde-s banii? Da, evident, asta e economia la scară. Și pe noi, pe producătorii din Moldova, tare ne penalizează faptul că plata impozitului TVA-ului la produse care se întoarce în Moldova. Adică este loc de îmbunătățit la partea legală. Sperăm să avem voce de să schimbăm chestiile astea. Uitați-vă, chiar acum am vrut să întreb, avem doar 13 minute. Pe legal, noi avem o chestie super importantă care trebuie să fie modificată în acest moment. Andrei? Nu știu, un set de legi, un set de regulamente, factura electronică poate nu lucrează cum trebuie, poate regulile de contabilitate nu sunt așa cum trebuie, pentru că, de exemplu, eu folosesc doar facturi electronice în Estonia și asta este super simplu, da? Super intuitiv și foarte rapid. Nu știu, din legal, vedeți o problemă și din punctul acesta. Tu folosești factură electronică, la noi ar rezolva asta cecul electronic, atunci când tu nu trebuie să-l prezinți clientului, dar el se creează digital și se duce la client pe e-mail, pentru că până la urmă el s-a înregistrat pe platformă, el deja are datele. Și atunci asta e și o confirmare a clientului, când vrea să întoarcă produsul înapoi, el nu neapărat trebuie să-l caute, să-l păstreze, fiindcă altfel tu nu poți să returnezi produsul. Poate să adresezi la protecția consumatorului cu acel check digital recepționat de e-mail, ușor, simplu, da? Adică, nu, check-ul electronic a rezolvat multe. Și la noi legislația are aceasta. Mai rău este pe partea de implementare, da? Implementare sau de aplicare în practică. Și aici, iarăși, nu știu, poate... E un subiect care eu l-am studiat, nu l-am studiat foarte mult atunci când m-am bătut cu el și am înțeles că bine trebuie să așteptăm să ne mișcăm pe piață așa cum putem. Dar e un subiect poate pe care, nu știu, eu, Geo și ceilalți membri asociației o să găsim o soluție sau o să ne asumăm, nu știu, anumite teste și o să încercăm să putem să vă aplicăm. Deci asta o fi un factor care, numărul 1, da, dacă ceri, 1, asta rezolva foarte multe probleme logistice, companiilor de logistică, cecul electronic. Partea de retur, partea de confirmare și confort a clientului și o garanție că el a cumpărat marfa fără ca să... elementar, dacă, nu știu, duci produsul și nu ești acasă și poate să-l iese vecinului, nu mai trebuie să semneze și tot așa. Și noi mergem în direcția digitală. Aceeași factură, noi o avem, dar uneori se blochează serverele și nu poți factura. Sau e sfârșit de lună și nu reușești să facturezi toți clienții. Sau e sfârșit de zi, contabilul trebuie să plece acasă, are 150 de facturi încă de generat și sistemul îi dă eroare permanent. Sau semnătura electronică nu merge. Adică, mă rog, ăsta e un proces care... Eu mă uit cumva la el normal, mă uit cumva la el de genul, ok, au înțeles că nu merge, eu presupun că cineva după asta o să lucreze la îmbunătățire. Direct nu mă implic în agenții electronice sau în alte aspecte tehnice de digitalizare, dar cumva lean, agile, mergem înainte acolo unde trebuie. Pentru că atunci când el se solicită și serverul este supra-solicitat, următorul upgrade ar trebui să facă față la cererii 100x, adică în cazul în care
nu știu, 80% din companii o să fie full digitale și o să utilizeze doar facturi electronice, doar semnături electronice, pentru tot tipurile de acte care le fac. Deci noi avem iarăși aceeași situație care noi repetăm în fiecare discuție. Noi avem elementele conexe, semnături digitale, e-factură. Dar undeva noi acolo nu implementăm sau nu se dorește sau cumva este oprit, stopat, intenționat, neintenționat. Ca să înțelegi asta, Victor, da? E foarte important să trăiești în Moldova. Deci, știi, când ești în Estonia, vezi asta din online, din Facebook sau din auzit. Și eu pot nu neapărat să-ți transmit mesajul corect, da, inclusiv în acest interviu. În comerț, de fapt, eu în mare practică acum, când mă duc la magazin, le spun, generați factură electronică. Și majoritatea deja asta o fac. Asta înseamnă că nu trebuie să ai ștampilă cu tine, nu trebuie. Sau nu ți-o mai cer, nu ți-o mai cer dacă la noi legislație nu ți-o solicită ștampilă obligatorie. Și instanța deja din ceea ce eu cunosc, la nivel legislativ, deja nici instanțele nu mai trebuie să solicite, dar prezentați, vă rog, document cu ștampilă umedă, cu semnătură umedă, în care noi să vedem că voi într-adevăr ați semnat un contract sau tu într-adevăr ai recepționat o factură. Adică e suficient ca să prezinți actul cel electronic care până la urmă poate să fie verificat. Andrei, în teorie asta așa este. Eu de ce spun? Teorie versus practică. Dar noi am discutat cu Ministerul Justiției. Ceea ce eu am vrut să spun este că noi suntem pe calea cea dreaptă. Adică situația este mai bună de la o zi la alta. La asta am vrut să spun. Când ești pe loc, se simte. Adică este cu mult mai bun față decât era un an în urmă. Și anul trecut, atunci când s-a lansat, sau, mă rog, s-a lansat mai înainte e factură, dar când presa să spușuia cât mai mult ca ea să fie implementată, deci era vizibil mai bine ca un an precedent. Adică suntem într-o creștere, ea e lin, ea nu e atât de accelerată, nu se întâmplă peste noapte așa cum noi ne dorim. Sunt foarte mulți old school care până nu prezint semnătura, ștampila și tot așa. Și asta ține la nivel de cultură, exact așa și în e-commerce. Deci eu în proiectele în care am lucrat era simplu. Deci clientul odată ce a pasat comanda, odată ce el o înțeles că eu pot să returnez produsul liber, fără absolut nicio problemă, nimeni nu o să mă întrebe din ce motiv. Nimeni nu o să mă întrebe, da, l-am utilizat, dar l-am utilizat și o să-mi returneze ușor banii înapoi, data viitoare eu pot să comand mult mai mult, liber, pot să comand 3 perechi de pantaloni și știu sigur că celelalte două pot să-mi întorc înapoi. Și aici este argumentul care îl aduceai tu cu soția în afacere și înțelegi cum lucrează. Deci e foarte fermă că dacă comandă produsul, măsoară acasă în fața oglindii, comod, așa cum ea dorește, ea știe sigur că o să poată să returneze înapoi, ea nu pune la nicio îndoială că site-ul sau de unde magazinul online de la care cumpără produsul nu o să-i returneze banii. Și atunci e-commerce-ul se dezvoltă pentru că există încrederea asta între client și vânzător, bazat pe procesul care lucrează. Andrei, uite, eu, într-adevăr, eu sunt în lumea paralelă, cum spune un domn de la noi, da, dar eu sunt absolut de acord cu tine, vin destul de des în Moldova, de exemplu, luna trecută am fost de 3 ori. Și chiar m-am întors de 3 zile urmă și vreau să-ți spun, pentru prima dată, și am fost o săptămână cu o colegă de-a mea, cu care avem un proiect, și pentru prima dată de când vine Republica Moldova, eu nu am schimbat bani cash niciodată. Deci aveam 300 sau 400 de lei și prima dată eu nu am schimbat bani cash. Geo, ultimul element, intervenție din partea ta și după asta o să vă rog să faceți un apel la cooperare. Noi cu asta finalizăm de fiecare dată. Ce ar trebui imediat acum de schimbat? Poate unul, două elemente din punct de vedere legal sau nu știu, poate niște campanii de informare mai mari pentru, nu știu, poate asociația și asumă acest rol de a veni cu mai multe informare despre beneficii, pentru că noi avem și multe fobii și multe chestii înțeles pe jumătate sau înțeles aleatoriu și multe așa numite practici, cum ne spunem noi în Moldova. Da, deci noi avem legislație, da, semnătură digitală din 2014, dar, de exemplu, Andrei a spus de instanțe, da, dar să știți că nu toate instanțele se comportă așa cum ai spus, Andrei. Deci sunt instanțe care sunt super deschise, sunt instanțe care nu sunt super deschise din perspectiva aceasta. Asta este o altă temă de discuție. Geo, unul, două elemente care trebuie schimbat rapid, necesită o intervenție acum. Eu aș spune că pe partea legală noi stăm destul de bine și exact invers. Văd un pic de tendință de suprareglementare. Săptămâna trecută Ministerul Finanțelor a anunțat o serie de modificări la legea economiei. Da, la economiei de ce țin de comerțul online,
9 dintre care, iar mesajul era că să stimulăm comerțul online. 9 dintre care nu țineau de îmbunătățirea climatului, dar țineau de suprareglementare. Pe partea clientului, da, protecție, un alta, n-are treabă. Eu, de exemplu, mâine trebuie să merg la inspectoratul fiscal, referitor la un control fiscal inopinat, unde a fost stimulată un anumit tip de încălcare într-un business offline. Stimulat sau simulată? Cam stimulată. Adică simulată și stimulată. Nu o greșeală pentru care a fost penalizată ca angajată și noi mâine mergem să vedem verdictul de cum ne penalizează ca companie. Mai este și o instituție de stat care se numește Centrul de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, care, dacă te uiți după toate reglementările care sunt eliberate de ei, atunci, practic, orice companie trebuie să aibă o arhivă cu două încăpieri și proceduri. Lumea nu știe să le facă și cei care vor să facă asta trebuie să angajeze juriști foarte înalt plătiți, cam la nivel de IT-ști. Deci avem mai degrabă suprareglementare. Noi, eu zic că avem nevoie de, încă mai avem nevoie de libertate și doi, ceea ce avem nevoie cât mai tare e bani pentru experimente. Pentru că oamenii talentați, în primul rând, ca să funcționeze asta, este nevoie... Sandbox-uri, de... da, Geo? Nu știu, experimente, finanțări pentru experimente, pentru că oamenii talentați lucrează pentru produse foarte bune în străinătate, vorbesc de IT-ști, și pe piața locală produsele sunt mai mediocre. Toate produsele digitale care sunt pe piața locală avansează foarte greu. E factura despre care vorbeam acum o minută în urmă, cum a fost lansată 5 ani în urmă, așa și este acum. Nimic o optimizare pentru business. Se blochează de 3 ori pe zi. Semnătura mobilă și așa mai departe. Adică loc de iterații din îmbunătățire. Și exemple sunt foarte multe. Piața românească, piața rusească, de americani nici nu mai vorbesc. Adică experimente cât mai multe. Partea legală, eu optimizarea aștept doar la export. Export și import. Pe local, noi o să ne descurcăm. Eu absolut de acord. Experimentul, mi se pare că în această zonă și noi toate, dacă citiți toate rapoartele pe e-commerce, o să vedeți că ele toate presupun un fel de posibilitate de a greși, posibilitate de a experimenta, posibilitate de a nu fi pedepsit la prima iterație, da? Pentru că dacă nu există inovație, pur și simplu. Eu tot dau exemplul invoice-ului sau check-ului care le folosesc eu în aplicația mea de contabilitate, da? Care de fapt este o inovație, nu știu, undeva în zona asta, dar eu îmi includ deodată care citesc toate datele, le extrage conform AI și el devine mai bun și mai bun. Deja au început să citească cecuri din Republica Moldova cu o precizie de 99%. Încep să-l citească cel din georgiene, cel estonien deja îl citește și extrage absolut toată informația în regim automat, care se transmite imediat în softul fiscal a contabilului meu, care spuneam nu l-am văzut de un an jumate, pentru că nu are sens să-l văd, și merge în toate rapoartele financiare fiecare lunare, TVA, anuale și așa mai departe, returnare de TVA și așa mai departe. Eu mă refer la compania mea. Acum, deci, dar asta era să fie imposibil și nu poți să lucrezi în țări precum Estonia dacă nu există această posibilitate de a experimenta. Andrei, Geo, ultimul minut de fiecare. Dacă vreți să lansați un apel spre cooperare, o invitație, cui și în ce ar consta acest apel? Noi întotdeauna facem aceasta la sfârșit. Hai să începem cu Andrei. Deci, ce antreprenori? Director de companie sau implicați în management sau nu neapărat în management, care au activitate în online sau vor să aibă activitate în online, sunt foarte bine primiți sau welcome în, ca membri ai asociației unde poți fi membri cu drepturile pline. Nu avem un site acum, dar eu sunt... am contul deschis, da, pentru contacte și pe Facebook și Telegram și peste tot, Andrei Juc. Geo, la fel, este persoană deschis, open, unde nu puteți să-i scrieți. Noi avem o formă de completare pentru a deveni membru asociației, unde prezentăm beneficiile care pot fi. În curând, sper o să lansăm website-ul și o să prezentăm informația pe larg. Cu cât mai mulți membri avem, cu atât o să fim mai echilibrați pe partea de a
auzi toate punctele de vedere care sunt și a le vocifera într-un mod corect mai departe pentru a putea avea într-adevăr impact asupra proiectelor care se fac sau asupra modificărilor de legislație sau asupra, nu știu, acelorși companii de logistică sau banking care de fapt doresc soluții, dar nu știu care este prioritatea numărul 1 sau numărul 2. Andrei, mersi. Geo? Da. Eu sunt îndemn audiența să fie proactiv și să ne contacteze, pentru că noi, pe lângă faptul că suntem ca creatori de asociații și vrem să facem schimbări, noi deținem cunoștință, experiență în proiecte care funcționează și multe lucruri în diferite domenii și procese care sunt neclare, blurate, mai ales că zic asta din perspectiva că sunt membru și a altor asociații de business, sunt incerte. Noi suntem gata să împărtășim experiența asta, cunoștințele. Eu cred că și asta o să fie unul din elementele de succes a asociației noastre pe partea de monetizare. Cred că o să producem cunoștințe, o să sistematizăm cunoștințe, o să le oferim la membri și nu doar la membri și din asta o să ne asigurăm o parte din sustenabilitate ca să nu fim ca multe alte asociații care trăiesc de pe un grant pe altul. Noi vrem să împingem industria, cum s-a întâmplat asta în România, creștere enormă, de rusieni nici nu mai vorbesc, acolo e cât jumătate din Europa. Și cunoștințele care le avem, înnoirea cunoștințelor care noi o facem zilnic, ascultând zeci de podcasturi, citind cărți, implementând proiecte comerciale, ne face ca noi să fim la marginea de inovații care se întâmplă în Moldova. Desigur, mai avem de învățat și mergem în străinătate, dar aici suntem chiar în ceea ce este cel mai nou și suntem gata să cooperăm. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc mult! Reamintesc că astăzi am discutat cu domnul Andrei Juc, președintele Asociației Companiilor E-Commerce, Geo Lupașcu, cofondator al Asociației Companiilor E-Commerce, care doar a fost lansat, vedeți că nici site nu au, dar vă avea în foarte curând timp, care vă invită la o cooperare pe toți cei din lanțul valorii și cei care participă în tot ce înseamnă e-commerce. Apropo, ambii antreprenori în diverse ramuri. Și reamintesc că discuțiile noastre de vineri sunt organizate de către IPRE, pe care eu le reprezint în calitate de expert politici digitalizare, în cooperare cu Privias.eu și Agenția de Guvernare Electronică a Republicii Moldova. Vă dăm întâlnirea vineri viitoare. Moldova va fi digitală, dar depinde de fiecare dintre dumneavoastră. Nu uitați acest lucru. La revedere! Ciao! Mulțumim, Victor!